Amos, capitolul 4, versetul 12, Amos 4 cu 12. De aceea, îți voi face astfel, Israele, și pentru că îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Tată care ești în ceruri, ne pregătim că nu ești doar Dumnezeul lui Israel, ci ești Dumnezeul tuturor națiunilor Pământului. Ești Dumnezeul nostru. Tu ești Cel ce ești. Tu existi din veșnicie în veșnicie. Și îți mulțumim că ni te-ai descoperit într-un mod atât de limpede în persoana lui Iisus din Nazaret. Singurul născut din tine, Cel din care ai făcut mielul tău de jertfă, intrat în istoria noastră să dea sens istoriei vieții noastre a fiecăruia. Mulțumim, Tată din ceruri, că în Scriptură ne-ai descoperit tot planul tău de mântuire. Și așa cum ai avertizat pe Israel atunci prin gura lui Amos și ai pus în gardă și ai provocat să se pregătească pentru întâlnirea cu tine, mulțumim că prin Evanghelii, prin apostoli, prin biserică, zilnic, prin media, ne inviți, ne avertizezi, ne provoci, ne duci aminte și uneori ne ameninți. Nu știm cât vei mai permite, cât ne vei mai vorbi, dar știm că astăzi este ziua în care ne inviți din nou să ne pregătim, să ne întâlnim cu tine, pentru că nici unul dintre noi nu va putea rata această întâlnire. De aceea, învață-ne, dă-ne putere, asistă-ne și îngăduie Duhului Sfânt să ne ajute să ne pregătim așa cum se cuvine pentru marea întâlnire cu tine. Folosește cuvântul de azi, așa cum ai folosit cântecul de azi și rugăciunea de azi, în sensul acesta, și îți mulțumim că o vei face. Amin. Las locurile, vă rog. Da, vine și Costică să ne comunice cât a fost colecta. 2404 lei și 100 de euro. 2000 înseamnă 10%, nu? Bine, zic, Toni, ajută-mă. 10% din 100%, dar sigur mai sunt și alții care vor dona, probabil direct casierului. Mulțumim domnilor cu biserica. Betel este o biserică iubitoare și știe să-și arate dragostea nu prin vorbe, ci prin fapte. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Noi oamenii, până și copiii, suntem învățați și noi suntem provocați, de multe ori ajutați să ne pregătim pentru tot felul de evenimente. Mâine începe școala, așa-i? Probabil că unii vor spune, nu vin după masă la biserică pentru că îmi pregătesc copilul pentru școală. Sau îmi pregătesc pentru job. De mâine încep. Geabă. Toți ne pregătim în viață pentru lucruri mici și pentru lucruri mari, ceea ce e foarte bine. Asta ne caracterizează pe noi oamenii și suntem unii foarte bine organizați. Avem agende și le știm și folosi. Da? Pregătirea pentru evenimente mici și mari ne caracterizează. Însă, așa cum spuneam duminica trecută, sunt două evenimente majore. Uneori ne pregătim, știu oameni care s-au pregătit pentru nunți. Tot a fost pregătit. Nu s-a mai făcut nunta. Urmează cu pregătirile. Ne pregătim pentru invitați de sărbători. Nu mai vin. Pentru că omul este schimbător. Însă sunt două evenimente pe care niciun pământean nu le va rata. Chiar dacă și-ar dori cei mai mulți dintre pământeni să rateze aceste două evenimente. Știți care sunt? Moartea și întâlnirea cu Dumnezeu.
Foarte mulți dintre noi, majoritatea, nu vrem să ne întâlnim cu moartea niciodată. Deși pe lângă mulți dintre noi moartea a trecut și ne-a salutat. Dintr-un accident de mașină? Dintr-un infart? Dintr-un AVC? Și mai departe. Doar ne-a salutat din mers. Ne-a mintit că ne va întâlni într-o zi sau că o vom întâlni moartea. Nu putem evita. Și nu putem evita întâlnirea cu Dumnezeu. Ceea ce uimește la Dumnezeu, Creatorul nostru, este faptul că El ne avertizează din timp, ne dă semnale. Ne dă semnale că o zi vom muri. Ne pică dinții, ne pică părul, ne doare una. Toate sunt semnale, sunt niște telegrame. Vezi că mai un pic, mai un pic. Măcar că la bătrâneți să mai încercăm noi să cosmetizăm, mai ales femeile. Degeaba, moartea la ușă. Așa-i? Când este vorba de întâlnirea cu Dumnezeu, Dumnezeu este cinstit cu noi, este drept. Ne avertizează. Îmi permis să spun că fiecare întâlnire a noastră în casa de rugăciune este o invitație din partea lui Dumnezeu de a ne pregăti pentru marele eveniment, pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Și zice aici Amos, de aceea îți voi face astfel. Dumnezeu prin profetul Amos avertizează regatul lui Israel că Dumnezeu este pe punctul de a-i judeca într-un mod teribil. Deși nu se vedeau semne de judecată, pentru că erau într-o prosperitate economică deosebită. Și de aceea spune Domnul, și pentru că îți voi face astfel, pregătește-te. Dacă aș da o foaie înainte, în capitolul 3 cu versetul 7 zice Duhul Profetic prin Amos în felul următor. Da, 3 cu 7, Marius, 3 cu 7. Nu. Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Nu la proroci din zilele noastre care bat câmpii numai, majoritatea. Nu, mă refer la proroci aceștia care sunt gura lui Dumnezeu, care vorbesc concret. Așa, la asta se referă Amos. Și amintiți-vă, Amos nu era profet de profesie, era cioban și culegător de smochine de Egipt. Întâlnirea de astăzi este un avertisment din partea de Dumnezeu că într-o zi mă voi întâlni cu El, că într-o zi te vei întâlni cu El. Problema nu-i dacă mă voi întâlni sau nu, nici când mă voi întâlni, ci cum mă pregătesc pentru vine cu Dumnezeu. Și vă duc aminte că toată Scriptura a fost gândită de Dumnezeu ca să ne pună în gardă. Așa și un pic aluzie la Deuteronom 28, unde sunt, e un capitol foarte lung din Vechiul Testament, și vorbește acolo cuvântul doar despre binecuvântare și blestem. Într-un sfert din capitolul ăsta, care are peste 60 de versete, foarte lung, într-un sfert Dumnezeu vorbește poporului său despre binecuvântările care sunt o consecință a ascultării de El. Și trei sferturi, restul capitolului, marea parte a capitolului, Dumnezeu vorbește despre blestemele care vor veni peste poporul său ca o consecință a neascultării de El. În Isaia, se pune Isaia 30 cu 19 și 20. Uitați-vă, cât de clar zice Dumnezeu. Iată, iau niște martori. Da? Am zis Isaia? Deuteronom 30 cu 19. Deuteronom 30 cu 19 și 20. Dumnezeu invită creația ca martor. Ca și cum Dumnezeu este marele judecător și tribunalul, sala de judecată este creația. Iată, iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Dați-vă, cu câtă dragoste, zice Dumnezeu, alege viața ca să trăiești
Tu și seamănă țăta. Și versetul 20. Dar ce înseamnă să aleg pe Dumnezeu, să aleg viața? Păi să-L iubești pe Dumnezeu, să ascult de glasul Lui, să mă lipesc de El. Uitați-vă, căci de această alipire de Dumnezeu, ascultare de El, de aceasta târnă viața ta și lungimea zilor tale. Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că ți-o va da, ție și părinților tăi. Dumnezeu dintotdeauna în Scriptură îl întâlnește pe om și îi vorbește despre planul Lui. Și la un moment dat intră în istoria noastră Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. Ca să arate că lucrurile sunt foarte serioase. Că îi pasă de noi, că îi pasă de viitorul nostru. Că ne-a creat, nu să ne mănânce viermii. Să domnim pe o planetă restaurată prin puterea jertfei lui Hristos. Și am văzut data trecută patru lucruri care lucrează în noi pregătirea. În primul rând, ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu, vorbind cu El mai des și mai mult, rugându-ne, aflând detalii din planul Lui. Doi, am văzut data trecută, ne pregătim pentru întâlnirea cu El căutându-L mai des în Scriptură. Mă aștept, tatăl Ion are peste 70 de ani, când l-am întâlnit, frate, nu aveți o programare de citire a Bibliei zilnic? Zic, n-avem. Și voi la adolescenți, că sunt pe grupul vostru de citire a Bibliei, cât e unul așa de leneș. Ați fost în vacanță, bă, dar n-ați pus un verset în Biblie. Un verset din toată Biblia asta. Cum vă pregătiți, copii? Cei care n-ați făcut-o. Dragii mei, ne numim creștini, iubitoare de Dumnezeu, și nu avem timp într-o zi să vedem ce spune Dumnezeu. Dacă are un cuvânt pentru noi în Scriptură. Deci mă pregătesc pentru ea cu El, luând Scriptura și lăsându-L pe Dumnezeu să-mi vorbească prin Biblie. Trei, mă pregătesc, vă amintiți cum mă mai pregătesc? Vin la biserica locală căutându-L împreună cu cei care se pregătesc, să învăț de la cei din sală cum se pregătesc ei într-o întâlnire cu Dumnezeu. Să învăț de la ei și să-mi asist frații care se pregătesc. Ne pregătim împreună, spuneam la trecută. Și patru, ne pregătim să-L întâlnim vorbindu-le și alții despre planul lui Dumnezeu. Și astăzi, în câteva minute, o să mai împărtășesc încă trei lucruri scurt care țin de pregătirea noastră, știind ce ne așteaptă. La finele istoriei, ce Domnul Iisus în Matei 25, că Dumnezeu va separa națiunile lumii în două, cum separă ciobanul oile de capre, și va spune celor de la dreapta oile, veniți, binecuvântați Tatălui meu, va spune Hristos, demoșteniți împărăția celor pe care v-am pregătit-o la temerea lumii. Celor de la stânga spune, plecați blestemaților în focul cel veșnic, pregătit diavolul și demonul lui. Așa se va încheia istoria. Și pentru că știți că vă voi face asta, spune Domnul, pregătește-te. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeu. Cum? 1. Rezolvându-ți păcatul personal în regim de urgență, acum! Vă dau un sfat. Nu ieși din casă de rugăciune astăzi. Nu părăsi betelul. Nu-l părăsi până când nu te-ai asigurat că ți-a rezolvat păcatul de pe tine, al tău, nu a nevestei. A tău, nu a lui tata. A tău, nu a lui soră ta, mai mică sau mai mare. Nu. Mă pregătesc să mă întâlnesc cu Dumnezeu rezolvându-mă acum păcatul. Țineți minte, orice om în toată lumea aceasta intră în proces cu Dumnezeu. Ne naștem lumea asta ca păcătoși și Dumnezeu ne acuză. Toți suntem păcătoși. Și am zilele acestea, despre unii titanei credinței, am rămas uimit să văd ce spun pe patul morții, cum se chez de păcatele lor. Nu vă gândiți la curvie și hoții. Dar când mulți dintre ei spuneau, Doamne, iartă-mi păcatele prin omisiune, adică lucruri pe care știam că trebuie să le fac și nu le-am făcut. Am citit despre oameni de Dumnezeu
Celebrii care și-au drămuit bine timpul, se sculau dimineață cu noaptea în cap, se rugau ore în șir. Și înainte de mor, a spus: Doamne, iartă-mă că am fost prea leneș. Toți avem păcate, toți. Nu intru în detalii, toți le avem. Că nu același, asta e altceva. Țineți minte. Aceasta e invitația lui Dumnezeu de a ne pregăti. O găsesc atât de bine exprimată în Isaia 1:18. Spuneam că noi suntem într-un proces cu Dumnezeu. Dumnezeu ne acuză. Că suntem niște păcătoși. Dați-vă ce spune acolo, Isaia 1:18. Isaia 1:18. Dumnezeu vorbește aici. Veniți totuși să ne judecăm. Ești în biserica Betel dimineața asta și Domnul spune așa, hai să ne judecăm. Gândiți-vă că acum Dumnezeu, judecătorul suprem, ne cheamă în boxa acuzației, spune, hai la judecată. Mă cheamă judecătorul suprem. Domnule, hai să ne judecăm. Și tremur, și tu tremur, că te cheamă Dumnezeu. Uite ce judecată îți propune Dumnezeu astăzi. De vor fi păcatele voastre, ale tale, ca și cărămijiul. Vor face albe ca zăpadă. Vor fi roșii ca purpura, le fac albe. Albe ca lână. Mi-a place judecata asta. Dumnezeu care e sfânt zice, nerule, vină să ne judecăm. Ești în proces cu mine și vreau să încheiem procesul. Vreau să dau rezoluția procesului. Uite-te. Oricât ai fi de mizerabil, de spurcat, de păcătos astăzi, oricât de urât ar mirosi păcatul din tine, îți propun o judecată. Îți rezolvi păcatul. De fapt, ca un nou născut. Vă place judecata asta? Da, poate întrebi, domnule, dar în ce bază, cum își poate permite Dumnezeu care este drept prin excelență, care judecă drept, care nu poate fi mituit de nimeni, cum își poate permite așa? Pur și simplu, dintr-un mizerabil și un spurcat și un păcătos, la judecată să mă scoată basma curată. Simplu. Ia uitați-vă. Isaia 53, versetul 10, pune, te rog, Marius. Aici nu se vede textul, e mai jos. Uitați-vă în ce bază operează Dumnezeu, judecata Lui. Ia uitați-vă. Domnul Dumnezeu, care mă cheamă la judecată, a găsit cu cale să-L zdrobească în suferință pe Hristos. Extraordinar. Mă întorc la textul care e aici în spate și l-avem și pe Scriptură. Dați-vă, versetul 5. El, Hristos, era străpuns, da? Străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fălegele noastre. Citeam acest pasaj când am rugat pentru bolnavi. În ce bază Dumnezeu, în dreptatea Lui, mă declară nevinovat de păcatele grosoane pe care le-am? În baza credinței mele, în jertfa Lui Hristos. Adică spune Pavel că Dumnezeu l-a făcut pe Hristos păcat în locul meu. Când eu mărturisesc păcatele, ca și cum Hristos ar fi făcut păcat, Doamne, am furat. Hristos spune, ok, am furat eu, nu tu. Doamne, am prea curvit. Am prea curvit eu, nu tu. Doamne, am comis crimă, nu tu, eu. Asta înseamnă, știu că sună ciudat, știu că e scandalos, dar asta înseamnă că Iisus Hristos a luat asupra Lui păcatul meu și al tău, înțelegi? Mă pregătesc pentru dea cu El, acceptând să rezolv azi în regim de urgență păcatul. Să spunem multe ori în biserica noastră că păcatul există în univers în unul din două locuri. Nu există așa în eter, în văzduh. Ori la purtător, la mine sau la tine, ori la Hristos. În momentul în care cred, sunt convins că Hristos intră în istoria mea să-mi ia păcatul. În acel moment, păcatul meu nu mai e pe mine, e pe Hristos și a fost judecat când a fost răstignit. Pune-te, rog, 1 Timotei 5:24. Toți oamenii suntem în proces cu Dumnezeu. Unii rezolvăm procesul acum.
Alții, din păcate, care refuză, vor merge cu dosarul înaintea judecătorului suprem în ziua întâlnirii. De ce spune Pavel Timotei? Păcatele unor oameni, aici e vorba de mine sigur și de mulți dintre noi, păcatele unor oameni, indiferent cât de mari sunt, sunt cunoscute și merg înainte la judecată. Adică cei care am acceptat judecata lui Dumnezeu propusă astăzi, în Hristos, avem dosarul clasat. Iar ale altora vin pe urmă. Câte vreme ești în viață, Nelule și Gheorghe și Maria, cine-i fi, de vreme sunt în viață, avocatul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, pledează pentru mine. Și dacă refuz să cred în Iisus Hristos și mor așa, nu mai am avocat înaintea lui Dumnezeu. Mă întâlnesc cu El nepregătit. Unul din versetele care mi-e dragi mie în Scriptură este Isaia 55:7. Am întâlnit oameni care au spus, Domnul pastor, pe mine nu mă mai iartă Dumnezeu prea multe, am făcut și prea grele. Pune Isaia 55:7. Uitați ce spune cuvântul Scripturii acolo. Suntem provocați să ne lăsăm de rele, de păcate, da? Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care, uitați, va avea milă de el. La Dumnezeul nostru care ce face? Care nu obosește iertând. Iartă în baza jertfei lui Hristos. Iartă pentru că păcatele noastre au fost îngrămădite pe Iisus Hristos, care e mielul de jertfă lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, mă pregătesc pentru dea cu Dumnezeu, rezolvându-mi regim de urgență astăzi păcatul, aruncându-l pe Hristos prin mărturisire. 2. Mă pregătesc să-L întâlnesc pe Dumnezeu, rezolvând relațiile mele stricate cu semenii. Uneori mi-e ușor să faci asta, faci primul pas, că între tine și Dumnezeu, dar să-L faci al doilea, e complet. De ce? Pentru că majoritatea pretindem că n-avem nici o vină într-un conflict. Dar el e de vină, dar ea e de vină, dar nevastă, dar bărbatul, dar copilul, da. Citam cu Florin zile trecute despre o familie relativ tânără, în prag de divorț, cu 2 copii. Ce dureros! Din biserica evanghelică. Fiecare spune că nu e de vină. Frați și surori, dacă noi nu rezolvăm relațiile noastre stricate cu semenii, ne întâlnim cu Dumnezeu, ne pregătiți și jala e mare. De ce? Haideți un pic cu mine în Predica de pe Munte, în capitolul 5 din Matei, Matei 5:24. Zice Mântuitor așa, citeți doar versetul 24 și un pic o să explic contextul. Zice, versetul 24, da? Lasă-ți darul acolo, înainte altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vină, ne aduți darul. Merg la biserică, vreau să cânt ceva, vreau să predic, vreau să mă rog, vreau să, în numele bisericii, vreau să vin cu un dar Domnului. Domnul spune, hai să ne înțelegem, nu mergi, n-ar să mergi la biserică. Nu știu ce la biserică. Dar cum m-am pregătit o lună de zile pentru cântarea asta? Nu, n-ar să o cânti. Mi-e scârbă de cântarea ta, mi-e greață de cântare. Dice, de ce ta cu nevasta, ce cea cu bărbatul? Nu ți-a scus părinții, nu suport fratele, ești în tensiuni. Ești în conflict cu fratele tău. Dar ce spune textul? Ce vorba? Că dacă îi spui fratele tău prost sau nebun sau îl jignești, ești vinovat de moarte. Uitați-vă sub 25 ce spune. Caută de te împacă de grab cu părâșul tău, câte vreme ești cu el, de drum, adică câte vreme ești în viață. Ca nu cumva părâșul tău, acuzatorul, da? Se dea pe mâna judecătorului, judecătorul se dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Doar vă spun că nu vei ieși, îți spun, nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Adică omul înțelege că n-are rost să aștepți întâlnirea cu Dumnezeu când tu ești în tensiuni,
când ești în ceartă cu fratele tău. Pregătirea pentru întâlnirea cu Dumnezeu are de-a face cu rezolvarea relațiilor frânte între noi, înțelegeți? Fie în familie, fie în biserică. Așa cum își spunea Duhul lui Dumnezeu, acum o săptămână, cea mai mare poruncă e să iubesc pe aproapele meu, ca pe mine însumi. Știți că după ce Domnul ne va se rugă și a Tatăl nostru, în Matei 6, cu 14 și 15, spune că dacă noi nu iertăm greșiților noștri, nu iartă Dumnezeu. Nu ne iartă. Dacă nu ne iertăm greșiții, nici Dumnezeu nu ne iartă. N-are rost să venim cu rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Nu ne iartă. Ne trimite să ne iertăm aproapele, da? Și îmi place mult ce spunea cineva care zicea, citez, atunci când ierți pe cineva, îți dai seama că ai eliberat un deținut din pușcărie și că acel deținut ești tocmai tu. Nu-i problema fratelui tău sau sorei tale. Problema ta, înțelegi? A ta și a mea. Dar fratele tău nu vrea. Bun, dar tu vrei? Și țineți minte, nu pot pretinde că eu sunt în pace cu Dumnezeu, dar sunt în război cu frații mei sau cu familia, ferească Dumnezeu. Dovada că sunt în pace cu Dumnezeu este faptul că sunt în pace cu semenii mei. Și trei, ne pregătim să-L întâlnim pe Dumnezeu făcând ceea ce ne-a încredințat fiecăruia să facem. Vă amintiți pilda talanților? Unii au un talent, altuia doi, altuia cinci. Cel cu doi și cu cinci a adus rod, așa-i? Dar cel cu unu l-a băgat în pământ și a fost un leneș și Dumnezeu îl taxează, aruncă unde-i plânsul și scâșnirea dinților. Și zice Mântuitorul așa de frumos în Matei 24 cu 46, că e ferice de robul acela, pe care la venirea lui, a stăpânului, la întâlnirea cu stăpânul, stăpânul găsește făcând exact ce a încredințat. Ți-a încredințat să stai la computer, să pui cu grijă textele biblice și textele cântecelor? Ți-a încredințat să vizitezi bolnavii? Ți-a încredințat să te rogi pentru cineva, să predici Evanghelia? Ți-a încredințat lucrurile care ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu făcând ceea ce Dumnezeu ne-a cerut? Adică, fiind în acțiune continuă, nu lenevin și zic, Doamne, ajută-ne. Te-a chemat să coordonezi un grup de cântăreți, fă-o cu pasiune, faci pentru Domnul. Fă-o cu pasiune. Hai să stăm în picioare. Și pentru că suntem la cina Domnului, nu uitați, ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Participând la cina Domnului, care este o amintire în carne și sânge, atenție, a faptului că noi suntem mântuiți ca o consecință a morții și a învierii Domnului Iisus Hristos pentru noi. Și asta și cina Domnului face parte din pregătirea noastră pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Acum ne întâlnim cu El pe terenul suferințelor Lui, amintindu-ne că suntem produsul suferințelor Lui.